Bucureșteanul Mihai Drago face bani din drone, sau mai științific, vehicule aeriene fără pilot. Le construiește, le vinde, filmează cu ele pentru diversi clienți. Pe Mihai l-am găsit în atelierul său, care seamănă cu un mini hangar de aeronave, amenajat în fosta fabrică IOR2 din cartierul Bucureștean Titan. Împreună cu echipa sa, tânărul inginer construiește și testează drone toată ziua. Povestea lui este definitorie pentru prototipul antreprenorului. A absolvit Academia Tehnică Militară din București, care alimentează cu ingineri și IT-ști armata, serviciile secrete și alte instituții militare. Vreme de 5 ani, Mihai a fost ofițer în serviciul de telecomunicații speciale, unul dintre serviciile speciale ale statului român. Dar pe Mihai nu l-au interesat nici locul de muncă sigur, nici salariul bunicel de ofițer, nici gradele de pe umeri, nici pensia militară care l-aștepta. Așa că după 5 ani a plecat din STS. Mulți ar da și bani să lucreze ca ofițer în armată, dar Mihai a fost nevoit să plătească statului o parte din cheltuielile cu studiile universitare pentru că a părăsit sistemul cu 5 ani mai devreme decât stagiul obligatoriu de 10 ani. Firma FAE Drones a înființat în anul 2012. Înainte a mai avut o afacere reușită cu un studio foto pe care a vândut-o. De la fotografie a și pornit ideea business-ului său cu vehicule aeriene fără pilot. Mai întâi a oferit servicii de fotografie și filmare aeriană cu dronele. Apoi s-a extins către producția și vânzarea acestor aparate de zbor. În prezent, afacerea s-a ajuns la investiții de circa 100.000 de euro pe an. Însă Mihai nu ezită să afirme că are marje de profit și de 200%, un specific al firmelor care se bazează pe tehnologii înalte. Proprietarul firmei FAE Drone se implică direct 100% în toate aspectele afacerii sale. Într-o zi de muncă obișnuită, patronul printează mici piese pentru drone la o imprimantă tridimensională, montează o cameră video pe un aparat de zbor sau pilotează din telecomandă o dronă pentru un client. Firma mai are 6 angajați și colaboratori permanenți, nelipsitul contabil, operator de drone sau piloți, cum le spune Mihai, și constructor de drone, tineri pasionați de aeromodelism. Într-o lume din ce în ce mai globalizată, nici clienții nu se lasă așteptați. Mihai își promovează afacerea foarte bine pe internet, printr-un magazin virtual căruia îi trec praguri vizitatori și cumpărători din toată lumea. Dronele sale pleacă de la circa 4.000 de euro bucata și pot ajunge la 10.000 de euro. Sunt folosite în special pentru firmele aeriene, topografie, dar și în misiunea ale pompierilor, pentru găsirea mai ușoară a victimelor în cazul unor nenorociri. Dar mai bine să-l auzim pe Mihai Dragu cum își vede el afacerea și să vedem la lucru o dronă scoasă la filmare peste Parcul Titan pentru Hot News. Am început de la servicii de filmare și fotografie aeriene, dar pentru că am observat că există o cerere pe piață neacoperită de produsele pe care le găsești în rafturile magazinelor, am trecut la producție. Deci, practic, business-ul acum este vorba de producție, de drone custom pentru aplicații speciale, gen topografie, agricultură, supravegherea dezastrelor, incendii, inundații, poluări și, în ultimul rând, filmări, pentru că pe piața de filmări deja există multe opțiuni. Deci, care sunt, până la urmă, clienții tăi țintă? Clienții mei țintă sunt topografii și fermierii. Fermierii care fac agricultură de precizie, nu fermierul care are 100 de hectare. Există mai multe tatonări în domeniu, cam fiecare instituție cu profil militar a pus câte o întrebare, am făcut prezentări la SRI, în MAPN, jandarmerie, dar doar prezentări, nimic concret. ISU Botoșani, în schimb, ne-a cerut un contract cadru și niște specificații pentru o dronă pentru supravegherea incendiilor. Contractul e în derulare, dar să știți că 90% mai mult chiar, deci acest caz punctual, din clienții mei sunt persoane juridice private, în niciun caz companii de stat. Concurența, dacă ne referim la cei care produc drone, aș vrea să-i cunosc și eu, pentru că sunt la stadiu incipient, lucrează în apartament, nu au o companie, sau cel puțin dacă au, nu îi găsesc online. Probabil că suntem cei mai mari și spun probabil pentru că nu verific online fiecare zi. Inițial, când am început afacerea, luam cadre prefabricate și le asamblam conform propriului nostru design, deci întotdeauna designul a fost al nostru. Deci combinam componente existente într-un design propriu pe care îl vindeam. După 2 ani, după ce am investit în tehnologie și echipamente, putem să creăm propriile noastre cadre și echipamente custom-made, practic cadrul și stabilizatorul de imagine și absorbantul de vibrații,
sunt făcute în firma noastră. Ne diferențiem față de competitorii mondiali, deci ne comparăm cu DJI și Microcopter și nume sonore în domeniul dronelor civile, deci vorbim doar de drone civile. Pe noi ne diferențiază performanțele. Dacă nu putem face cantitate, atunci facem performanță. Și avem timp de zbor de până la 2 ore, avem distanțe de zbor verificate de 5 km și practic chiar și 10, doar că nu are sens să zbori 10 km, legătura radio merge 10 km, dar nu e eficient să-ți desfășori activitățile așa departe. Dronele cele mai performante, și vorbesc de ultimul prototip pe care l-am produs, ajunge în jur de 40.000 de euro. Preț de vânzare care include trainingul, service, garanție, post-garanție, ceea ce e foarte important când vinzi un astfel de echipament, să asiguri trainingul profesional. Noi oferim suport la sediul companiei noastre în București, suport tehnic, logistic și de învățat. Inițial nu a existat nicio lege. Eu am început afacerea în 2009 și atât timp cât eram un singuratic, nu se știa în 2009 de drone, practic foloseam un aeromodel și acum practic tot un aeromodel folosesc. Foloseam un aeromodel pe care montasem o cameră video. Și atât timp cât afacerea n-a luat avânt și era, poate mai prindeam un client, doi, care era interesat de țigla de pe acoperiș, dar cam atât. Nimeni nu a intervenit, dar odată ce domeniul a luat amploare și sunt companii mari interesate de acest domeniu, s-a încercat o reglementare dezastroasă de către Ministerul Transporturilor. Noi am combătut această reglementare în instanță și instanța a aprobat 100% capetele noastre în motivarea deciziei de a anula ordinul Ministerului Transporturilor. Apoi și cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română, ei insistă că sunt aeronave, deși un judecător a precizat clar că aeromodelele nu sunt aeronave. Și totodată există și un vid legislativ, pentru că aceste aeromodele, într-adevăr, ar trebui într-un fel reglementate. Există necesitatea de reglementare, dar reglementarea n-ar trebui făcută prin interzicerea lor. Ele au un caracter operativ. Adică dacă e nevoie acum de imagini de la înălțime, pentru orice scop, ele trebuie obținute acum. Bineînțeles, sunt niște parametri, să nu zbori unde e fotografiatul interzis, asta e de bun simț și când faci poze. Sau să nu zbori mai sus de 150 de metri sau în dreptul aeroporturilor. Deci acolo sunt aeronave, dar sunt reglementări de bun simț. Dacă trebuie să iei autorizații peste autorizații, nu-și mai are sens inclusiv noțiunea de dronă, pentru că ea e operativă, o ai în portbagaj, la nevoie ai scos-o, n-ai nevoie de altceva. Afacerile merg foarte bine internațional. Noi exportăm echipamente, cel mai bun client al nostru este America de Sud, dar și America de Nord, Canada și Statele Unite au cumpărat drone de la noi. În schimb, America Latină, Mexic, Peru, Columbia, Guatemala sunt clienții noștri și vorbesc de topografie. Deci este o activitate intensă în topografie în zona aceea. Fermier și au venit chiar la training la noi. Deci am avut un student din Mexic venit de la Universitatea UNAM Mexic, de geografie din Mexic, au venit o săptămână în București să facă cursul cu noi. Păi nu era mai simplu să duc în America sau în altă parte? Mi-a spus că a căutat întreg internetul în lung și în lat și noi am avut cea mai bună ofertă și am răspuns cel mai prompt la întrebările lui și aveam și expertiza necesară, pentru că a trebuit să dovedim că dronele chiar fac ceea ce spunem că fac. Ca procent, cât sunt clienți din străinătate și câți din România? 80% din străinătate, 20% din România. Mulțumesc frumos și multă baftă! Mulțumesc!